Astăzi am avut plăcerea de a găzdui la Palatul Victoria ceremonia de deschidere a celei de-a 6-a ediții a programului oficial de internship al Guvernului României. Succesul acestui program este confirmat de numărul mare al tinerilor care au aplicat și în acest an, precum și de faptul că printre cei interesați să se familiarizeze cu administrația publică centrală sunt studenți sau absolvenți ai universităților de prestigiu din mai multe țări europene. Pentru a-i sprijini și pentru a-i motiva pe studenții și tinerii absolvenți, am îmbunătățit legea internship-ului și am mărit indemnizația lunară oferită fiecărui intern. Aceasta a fost majorată la 2080 de lei brut. În plus, de anul acesta, perioada de desfășurare a programului de internship este considerată vechime în câmpul muncii. Am convingerea că profesioniștii din toate instituțiile partenere îi vor primi cu multă căldură și îi vor îndruma pe tineri în următoarele două luni. Iar la finalul acestui stagiu de pregătire ne dorim să avem cât mai mulți tineri dornici să urmeze o carieră în administrația publică centrală.